Numele lui Michael Jackson este legat de o nouă licitație care va avea loc în Statele Unite. Colecționarii sunt invitați să cumpere mobilă, dar și alte obiecte din casa în care a murit megastarul. Chiar și patul în care Michael și-a dat ultima suflare poate fi licitat. Este patul în care a murit Michael Jackson. Morbid sau nu, e piesa care promite să se vândă cel mai bine și nu e singura. A fost scoasă la vânzare și oglinda unui dulap, pe care stă scris cu markerul un mesaj al cântărețului despre concertele pe care urma să le susțină în toamna lui 2009 la Londra. Prețul ei este estimat la 6-8.000 de dolari. O tăbliță cu un mesaj al copiilor lui Michael Jackson este de asemenea de vânzare. Even though they weren't items that belonged to him, these are items that surrounded him. And really, these are pieces, some of them belong in museums because they'll always be forever part of Michael Jackson's life. Pe pereți au fost așezate tablouri care de asemenea se găseau în casa din Beverly Hills în care a murit Michael. Nu lipsește nici bradul de Crăciun. Christmas was one of his favorite holidays. We put up a Christmas tree. So it's a way for fans to come together to really honor and you know, memorialize Michael Jackson. Licitația cu cele 500 de obiecte va avea loc pe 15 decembrie în Beverly Hills. Romantic FM l-a adus